Am profitat de ultima conferință de presă. Pe lângă caracterul administrativ, am zis să o înfrumusețăm cu acești frumoși mascați de la grădiniță și de la școala Vasile Alexandrii și, în primul rând, i-aș lăsa pe ei să înceapă această conferință într-o manieră cu totul originală și complet adaptată perioadei în care ne aflăm. Vă rog. O să vă prezentăm. Suntem grupa mare de la grădinița cu program prelungit numărul 5 a școlii Vasile Alexandrii și o să vă prezentăm câteva din datele ciorucelor de iarnă pe care noi de fapt le-am prezentat și la serbarea de Crăciun în fața părinților. Mulțumim că ne-ați primit și le dorim succes din puțină. Nu mai
Thank you.
bene, mult de sfânt. Nu, 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 suntem de sfânt. Fără sorbă, venim. Fără sorbă, hai. Stați acolo, linia, să se încerc. Uitați-mă, scuța mână. Scuța mână. Scuța mână. Ei, cât era? Ce mă scuța? Sărcova vesela, să trăiți, să înfloriți, ca un măr, ca un păr, ca un scris de trandafir, tare ca fiara, iute ca stăgeata, tare ca fierul, iute ca oțelul, la anul și la mulți ani. Bravo, copii, felicitări! Uite, de partea mea, sunt o bombonică, stai așa un pic, pe prima ta, de pe partea mea. Care își ține mătura în mână și bătrânii, mulțumim foarte mult. Da. Să mulțumim acestor frumos copii, să mă bag așa un pic între ei, așa să nu stau cu spatele. Vreau să mulțumesc și celor două care sunt didactice, doamnei Fumă și doamnei Ion. Și să le urăm tuturor, sărbători cu bine, să îi așteptați cu mis pe Moș Crăciun, da? Vine Moș Crăciun? Sau a fost deja? O veni deja? Da! Dar poate mai vine odată. Acasă. Mai vine odată acasă, da? Să-l așteptați acasă și să vă doresc multă sănătate dumneavoastră, copiilor, familiilor, părinților, fraților. Mulțumim. Și să ne vedem cu bine anul viitor. Mulțumim. La mulți ani și un an cât mai bun și pentru cele două cadre didactice vă oferim din partea primăriei și câte un calendar. Mulțumim. Și câte o agendă. Și vă doresc sărbători cu bine. Și noi spunem sărbători fericite! La mulți ani! La mulți ani, la mulți ani! Da, iată un mod plăcut și frumos de a ne începe această ultimă conferință de presă din acest an. Vă mulțumesc în primul rând pentru prezență. Și voi intra direct în subiecte, anunțându-vă că la începutul acestei săptămâni, luni, am fost prezent la București, la o nouă ședință de comitet director al Asociației Municipiilor din România. Acolo unde toți primarii care suntem membri ai acestui organism, am sperat până în ultima clipă, într-o susținere din partea majorității parlamentare a acelui amendament care a trecut la Comisia de Buget Finanțe și din păcate cu toții am fost foarte dezamăgiți aflând că exact în timpul în care eram în ședință acel amendament a picat în plen, ceea ce înseamnă că în continuare primăriile vor fi subfinanțate în anul care urmează. Acel amendament, pentru a vă readuce aminte, se referea la faptul că întreaga sumă din impozitul pentru veniți să rămână la autoritățile locale, fie că vorbim de consilii județene sau consilii locale, practic 66,8% să rămână către primării, în jur de 25% către consiliile județene și diferența să rămână pentru echilibrarea bugetelor. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat și concluzia unanimă care a rezultat în urma acestei ședințe
este legată de faptul că primăriile vor fi subfinanțate în anul care urmează și mai mult decât atât, deși s-a încercat pe cât o posibil să nu fie toți românii cei care să plătească pentru aceste modificări legislative care s-au întâmplat în cursul anului, se pare că poziția unanimă a tuturor primăriilor este aceea legată de majorarea taxelor și impozitelor locale. De pentru care și noi vom introduce mâine un proiect suplimentar pe ordinea de zi care va viza majorarea cu 20% a taxelor și impozitelor locale pentru a acoperi măcar o parte din pierderile pe care primăria municipiului Roman o are prin transferul acestor contribuții de la angajat la angajator și mai mult decât atât reducerea cotei de impozitare de la 16% la 10%. Am sperat, sincer, până în ultima clipă, am așteptat până în ultima clipă, sperând într-un alt dezvoltământ, însă, din păcate, nu putem nici să condamnăm comunitățile locale la subdezvoltare, doar pentru o ambiție a unui program de guvernare care, din punctul meu de vedere, în momentul de față nu are sustenabilitate, dar, până la urmă, e o decizie pe care personal mi-o asum, pentru că municipiul Roman a pornit pe un drum al dezvoltării și din acest punct de vedere nu trebuie să stagneze. Trecem peste această veste mai puțin plăcută spre o invitație pe care o lansez și dumneavoastră mass media. Astăzi, începând cu ora 12:30, să-i sărbătorim împreună pe cei care au împlinit în acest an 50 de ani de căsnicie și vreau să vă informez că pentru ediția din acest an ai Anunții de Aur s-au înscris 57 de familii acolo unde le vom sărbători așa cum se cuvine și a le aduce omagiul și respectul nostru. E o informație pe care deja am făcut-o public și pe pagina de socializare, însă vă aduc la cunoștință și prin intermediul acestei conferințe de presă. În legătură cu plata taxelor și impozitelor locale, știu că a circulat în mediul online și în presa scrisă informația potrivit căreia există posibilitatea ca zilele 27, 28, 29 decembrie să fie zile nelucrătoare. Din informațiile pe care le am, inclusiv până la această oră și în urma discuțiilor pe care le-am avut ieri la București, cel mai probabil acest lucru nu se va întâmpla, pentru că va genera foarte multe disfuncționalități în închiderea anului fiscal. Și programul de lucru va fi normal săptămâna viitoare, drept pentru care vom menține și noi caseria deschisă pentru plata taxelor și impozitelor. În ceea ce privește plata taxelor cu cardul prin sistemul POS, ultima zi de plată este miercuri 27 decembrie, iar plata cu numerar se poate efectua până joi, 28 decembrie, pentru a putea depune ulterior banii la trezorerie. Vom redeschide caseria pe data de 3 ianuarie pentru plata amenzilor, iar începând cu data de 8 ianuarie, sperăm să avem implementat deja programul pentru anul fiscal 2018, astfel încât să putem începe plata taxelor și impozitelor locale. De asemenea, astăzi, de la ora 15, vom închide concursul Bucuria Iernii la Roman și doresc pe această cale să le mulțumesc tuturor celor care s-au înscris la această competiție. M-am bucurat foarte mult să văd atât de mulți romașcani care s-au înscris la această competiție, care este la prima ediție
și sunt convins că la edițiile următoare numărul acestora va fi mult mai mare și scopul comun al nostru va fi atins, acela de a face un oraș mai frumos, un oraș cu adevărat care să fie în spiritul de sărbătoare specific pentru această perioadă. Câștigătorii celor trei secțiuni vor fi premiați mâine în cadrul ședinței festive de Consiliul Local, începând cu ora 14. Și așa cum vă anunțam și în trecut, vă comunicăm că premiile vor fi următoare. La categoria 1, premiul 1, va consta într-un sticker cu cea mai frumoasă vitrină sau casă sau balcon în funcție de secțiunea la care s-au înscris, un brad natural, un abonament pentru 3 luni la bazinul de not și un coș cu bunătăți specifice de sezon. Locul 2, un abonament pentru 2 luni la bazinul de not și un coș cu bunătăți și locul 3, un abonament de o lună la bazin și un coș cu bunătăți. De asemenea, vă spuneam că luni am fost prezent la București, pe lângă ședința AMR, am participat și la Gala Fondurilor Structurale, o ediție ajunsă la a doua ediție, care s-a desfășurat sub patronajul reprezentanței Comisiei Europene în România și a structurarul Consulting Group. La acest eveniment au luat parte și comisarul european Corina Crețu și ministrul Marius Nica, ministrul fondurilor europene. Iar cu acest prilej, primăria municipiului Roman a primit premiul 2 pentru secțiunea infrastructură pe catwalk cu proiectul microhidrocentrală pe râul Moldova. Deci iată încă o recunoaștere la nivel național a acestui proiect. Astăzi am pornit această conferință cu această surpriză a colindătorilor. Mâine vreau să vă anunț că începând cu ora 9:45 și până la ora 13 voi primi în holul primăriei la brad colindătorii care, cei mici și cei mari, care își doresc să ne facă o urare cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Toți cei care și-au manifestat această intenție s-au înscris într-un program și am încercat pe cât posibil în acest interval orar să îi primim pe toți. Și așa cum vă anticipam mai devreme, tot mâine, începând cu ora 14, vă invit la ședința festivă a Consiliului Local, acolo unde vom avea de dezbătut ultimele proiecte ale legislativului local pentru acest an. Vineri, 22 decembrie, la fel ca în fiecare an, începând cu ora 9:30, vom fi prezenți la mormântul lui Fănel Ciupitu, unde vom avea o slujbă de comemorare asta, dar și a celor care și-au dat viața la evenimentele de la Revoluția din 1989. Și ca să închidem săptămâna într-o notă optimistă și să intrăm cu adevărat în atmosfera de sărbătoare, sâmbătă 23 decembrie vom organiza o petrecere la patinoarul Roman, acolo unde, așa cum am anunțat și public încă de ieri, este funcțională o cameră web care transmite live imagini de pe acest patinoar și care sperăm să fie de bun augur atât pentru cei care sunt departe de casă și își doresc să vadă atmosfera de sărbătoare din Roman, dar cât și pentru cei care își au copiii la bazin sau, bineînțeles, conectându-se la internetul gratuit din fața primăriei municipiului Roman, putând să aibă imagini în timp real din acea zonă. Și bineînțeles, duminică, ajunul Crăciunului, când caleașca lui Moș Crăciun va porni prin oraș și va ajunge la toți copiii din Roman, la fel ca în fiecare an. Iar ca și trasee și program, vă informez că va pleca la ora 9:30
în direcția cartier Anele Vasile Lucu, cartier favorit, parcare stadion Școala Nouă, zona Tic-Tac, Bancost, la parcare din față, în cartierul Danubiana, pe strada Anton Pan, la intersecția străzilor Mihai Viteazu cu Școala Calistrat Hogaș, Alea Revoluției, la micropiață, cartierul Nicolae Bălcescu, Bulevardul Republicii, vis-a-vis de Abator, pe strada Smirodava, la Piața Mică, strada Bogdan Dragoș, în Părculețul, vis-a-vis de Poliția Națională și se va opri la Casa de Cultură, în față, la statuie. Printre evenimentele de sfârșit de an, vreau să vă reamintesc Festivalul de Date și Obiceiuri Roman Metropolitan, care se va desfășura pe data de 29 decembrie, începând cu ora 10.30. Vorbim despre cea de-a 8-a ediție a acestui festival, iar pentru a nu încurca traficul rutier din această perioadă, care oricum este foarte solicitat, am luat decizia de a organiza acest festival, sigur, după acea paradă în care vom fi însoțiți de poliția locală. Ne vom retrage la scena amenajată lângă patinoar, acolo unde am organizat și Festivalul Diasporei, și ne vom desfășura evenimentele, urmând ca scena să fie mutată la statuie pe data de 31 decembrie, acolo unde vom sărbători împreună Revelionul în piața Roman Mușat. O vom amplasa pe trotuar, lângă statuie, tocmai pentru a nu deranja nici în acea perioadă foarte aglomerată traficul rutier. Traficul rutier urmând a fi întrerupt începând cu ora 21, pe data de 31 decembrie, și redeschis în jurul orei 2, după ce vom efectua și salubrizarea zonei. Așa cum v-am informat și în trecut, spectacolul va debuta la ora 21.45 cu un recital al îngrijitei artiste de muzică populară Margareta Clipa. La ora 22.30 va intra pe scenă artistul romașcan Ștefan Înășel. La ora 23.15 va concerta WhatsApp. La miezul nopții vom trece împreună în anul nou, vom viziona focul de artificii și ulterior, în jurul orei 0.20, va intra pe scenă cântăreața Ruby, care va și încheia acest spectacol. Sperăm să avem parte de o atmosferă de sărbătoare, să fie fără evenimente deosebite, iar vremea să fie de partea noastră pentru a putea petrece, așa cum se cuvine, aceste sărbători frumoase ale lunii decembrie. Cam acestea au fost informațiile pe care eu am vrut să vi le aduc la cunoștință și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Aș vrea să știu dacă din cadrul Comitetului Director al AMR fac parte și prima care sunt în PSD sau... Da. Chiar președintele Asociației Municipiilor este Robert Negoiț, primarul sectorului 3. Și care este? Reacția lor este aceeași ca și a noastră. Ați văzut că am emis și un comunicat de presă în numele AMR. Un comunicat de presă asumat de toți primarii, indiferent de culoarea politică, pentru că noi în AMR încercăm să ne ținem departe de jocurile politice și să urmărim doar interesul comunităților locale pe care le reprezentăm. Vă dați seama că sunt primari și primării mari care pierd sume enorme de bani. Vă dau exemplu primăriei Constanța, care pierde circa 100 de milioane de euro. Și ei ce soluție au găsit? Nu au în momentul de față nicio soluție. Au încercat toate căile de dialog cu guvernul. Vor și vom încerca împreună cu toții, ca în perioada imediat următoare, să căutăm soluții și noi îi spunem nu compensatorii, pentru că ni se pare în momentul în care îți ia din banii bugetului local sună altceva, vom căuta soluții de
recuperare a acestor sume, pentru că până la urmă sunt banii comunităților locale și trebuie să rămână la nivelul comunităților locale, pentru că municipiile, în orice societate dezvoltată, reprezintă un motor important al economiei naționale și de aceea considerăm că nouă trebuie să nu se acorde ceea ce este al nostru. Și mai există șansa să discutați, adică oamenii... Nu, în ceea ce privește bugetul, discuțiile s-au închis. Vom lupta în continuare ca după primele 6 luni ale anului viitor să găsim formule de calcul care să ne readucă înapoi banii pe care îi pierd. Deci, practic, pentru asta chemați guvernul din nou la discuție. Da. Ceea da. Ce ați precizat în comunicatul da. De ieri. Mulțumesc. Da. Două secunde, vreau să tot pe aceeași temă. Două secunde, ce scuze. Dacă aceste taxe și impozite vor crește, este vorba și despre taxele pentru persoane fizice și juridice? Toate taxele. Și mai există vreo șansă să fie date înapoi la nivelul actual? În momentul de față, nu. Adică din punct de vedere legal. Problema pentru anul viitor, în niciun caz, pentru că în momentul de față noi avem dificultăți foarte mari în echilibrarea bugetului pe care îl avem, în condițiile în care nu reușim să acoperim nici măcar cheltuielile de funcționare. Nu mai vorbim și de buget de investiții. 20% vor fi? Da. Da, vreau să vă întreb, o altă decizie a guvernului e aceea de a, ca de la 1 ianuarie, banii de salarii pentru învățământ să nu mai fie prin bugetele locale, cum afectează? Nu afectează absolut niciun fel, chiar ne-ar face o favoare. Deci era o sarcină în plus. Bineînțeles, noi nu eram altceva decât un intermediar. Într-o această situație financiară dificilă pentru autoritățile publice locale, cum încheie primăria anul 2017? Rămâneți cu datorii față de furnizori? Nu. În ceea ce privește anul financiar 2017, vă pot asigura că nu vom avea arierate și nici facturi neachitate peste termenul legal. La ora aceasta, care este valoarea bugetului? Vorbim la sfârșitul lui 2016, valoarea bugetului local, care e ponderea cheltuielilor de funcționare, care e ponderea cheltuielilor salariale din bugetul acesta? Pentru anul 2000? Pentru 2016, anul în care îl încheiem. 2017, da. Da, în continuare, sigur că din total buget undeva în jur de 23% îl reprezintă cheltuielile salariale, o pondere foarte mare, peste 10% în asistența socială și restul, na, undeva în jur de 20% cheltuielile materiale. Investițiile au fost foarte mici în acest an, bugetul de investiții, undeva în jur de 5%. Și gradul din casare, taxelor și impozitelor locale? Nu am făcut încă o analiză, acest lucru îl putem face la începutul anului viitor. Dar cred că ne mențim în același interval, 97-98%. Vreți despre steagul romanului? În momentul de față ne aflăm cu documentația depusă la Ministerul Dezvoltării, unde se află un departament care gestionează acest tip de activitate. În momentul în care noi am aprobat steagul romanului în 2009, nu exista o legislație care să prevadă necesitatea unei hotărâri de guvern pentru a consfinții drapelul municipiului roman. Această legislație a apărut în anul 2015 și probabil că urmează pe parcursul anului viitor să modificăm și noi pașii pe care i-am făcut în 2009, să-i adaptăm la această legislație din 2015 și ulterior să venim cu hotărârea de guvern care să valideze steagul municipiului. Ați vorbit despre discuțiile la nivelul societății municipiilor de recuperare a acestor procente care se cuvin a fi transferate către bugetul local. Vă gândiți la a da îndecată guvernul? Nu. Sau ce modalitate de recuperare? Instituțional vorbind, între Asociația Municipiilor din România și guvernul,
vor continua discuțiile astfel încât noi să ne recuperăm sumele care ne-au fost luate în acest fel prin votarea acestui buget. Dar prin ce modalitate? Trebuie să ni se verse fie din cotele de TVA, nu știu, trebuie să identificăm soluții, sau chiar mai mult decât atât, am avut o primă discuție, pentru că e perfect adevărat ceea ce spuneți și dumneavoastră, nu e de ajuns numai să mergem la guvern să cerem, ci trebuie să venim și cu propuneri. Una din propunerile pe care le-am făcut a fost aceea ca toate serviciile pe care le plătește Primăria Municipiului Roman, în special pentru servicii de utilități publice, cum ar fi salubrizarea sau asfaltarea, să poarte un TVA redus. Și o ultimă rugăminte, ați spus la ce oră pleacă caleașca, ați spus traseul, dar n-ați spus orele în care... Pentru că începând de la ora 9:30, când înainte era tot un grafic pe ore, spuneam, ora cu tare, nu-mi pare. Dar sunt mai mulți copii. Noi, nu poate fi. Știm că ora 9:30 este ora de plecare din cartierul Anele și la fel ca în fiecare an, copiii vor ști cu siguranță când să fie prezenți. Mulțumesc. S-a înviat cumva banii pentru fata Pătătorul Judecătorești și date de profesor? Ieri încă nu aveam această informație. E drept că la nivelul județului Neamț au fost repartizate prin hotărâri de guvern sume. Nu ni s-au comunicat însă pentru Roman dacă sunt sume sau nu. Așteptăm în continuare și dacă vor fi la rectificarea de mâine, vom introduce și aceste sume. Mă întrebam dacă ați vorbit cu domnul deputat Leureanu referitor la creșterea asta de taxe și impozite, pentru că domnia s-a promis să iasă sub conducere PNL, acesta nu va crește. Păi acest lucru se întâmplă la mai toate primăriile din țară. Nu, în momentul în care noi am luat anumite decizii și dacă vă aduceți bine aminte și noi avem deja aprobate taxele și impozitele locale pentru anul viitor, însă în momentul în care se face o construcție pe bugetară, și vine cineva și schimbă toată această construcție bugetară, de undeva trebuie să pui în loc. Pentru că nu există. Dorința mea a fost foarte clară că nu am vrut ca romașcanii să plătească pentru prostiile pe care le fac alții. Din păcate, alte soluții nu sunt. Adică nu am vrea nici să ajungem în situația în care să stingem iluminatul public sau să nu mai măsurăm străzile pentru a face economii. De asta vreau să vă întreb, există cheltuieli la nivelul primăriei la care ați putea renunța, sunt considerate inutile sau de mai mică importanță? Din punctul meu de vedere în momentul de față, vă spun că nu există așa ceva, pentru că sunt toate cheltuieli și sunt necesități ale tuturor romașcanilor. Mai mult decât atât, sunt anumite zone din municipiu care au nevoie de dezvoltare și atunci, într-un fel sau altul, trebuie să acoperim și aceste nevoi. Însă, e drept că voi avea o discuție la începutul anului viitor cu colegii mei pentru a încerca să mai reducem puțin din cheltuielile materiale, tocmai în ideea de a asigura necesarul pentru dezvoltarea municipiului. Puteți să dați un exemplu, două, de cheltuieli care... Nu. E vorba de toate acele cheltuieli materiale care se fac la nivelul unei comunități și care sunt, vă spuneam, undeva în jur de 20%. De efectiv, ce reprezintă aceste cheltuieli materiale? Cheltuielile materiale aici intră inclusiv reparațiile de drumuri, intră aprovizionările cu diverse materiale birotică și așa mai departe. Vom încerca din toate să reducem. Nu intră și utilitățile de la biserici? Nu. Bun, acolo, la utilitățile la biserici, nu vă imaginați că e o sumă extraordinară. E undeva în jur de 100.000 de lei și vă mai spun un lucru, să știți că în acest an nici nu s-au cheltuit toți bani. În sensul că n-au venit toate bisericile pentru ajutorul acesta. Înseamnă că n-aveau nevoie, dar... Probabil putem judeca așa. În legătură cu unul din proiectele de hotărâre de mâine, pentru achiziția de servicii de consultanță, asistență juridică și reprezentare, efectiv, cum se va face această achiziție? La fel ca în fiecare an, prin achiziție publică, PSA. Deci ar fi vorba de o firmă de... Nu, nu e o firmă, un cabinet individual de avocatură. Da. Și ultima. În sfârșit, a observat cineva că la ședința trecută de Consiliu, într-un proiect, se prevedea să construiască 3 case de tip familial pe o stradă care nu există în Roman? Dar strada există. Este și în nomenclatorul strada. Strada Romaniței? Da. Unde?
E în zona cuprinsă între strada Islazului și strada Primăriei, la acea zonă de casă. E și în zonare. Mulțumesc. Da, legat de cheltuieli, vreau să prelungesc puțin întrebarea și să solicit de la dumneavoastră un punct de vedere vis-a-vis de finanțarea sportului. Va exista aceeași finanțare pentru anul viitor sau vor fi reduse cheltuielile și pe aici? Vreau să vă spun următorul lucru. Am depus o documentație la Consiliul Județean pentru primirea unui sprijin din partea Consiliului Județean. Am purtat și discuții cu președintele Consiliului Județean, iar la începutul anului viitor vom avea discuții concrete pe proiecte și pe alocări de fonduri pentru anul 2018. De la aceste discuții pe care le vom face, vom începe și noi construcția bugetului pentru anul 2018. Primul pas este să așteptăm promulgarea bugetului de stat de către președinte și publicarea monitorului oficial. Ulterior avem la dispoziție 45 de zile pentru aprobarea bugetelor locale, care vin subsecvent de la cele județene la cele locale. În funcție de cât de constructive sunt discuțiile și vă pot spune că în momentul de față sunt premize că vor fi foarte constructive pentru municipiul Roman, putem vorbi de menținere a unei finanțări la același nivel, dacă, repet, așa cum vă spuneam, găsim înțelegere și se pare că o vom găsi la nivelul conducerii Consiliului Județean. Și în privința investițiilor, de asemenea, o vedere de ansamblu, ar avea de suferit ce v-ați propus pentru anul viitor? De asemenea, vă spuneam că printre alte discuții, și aici mă refer la cele legate de finanțarea sportului, am purtat discuții punctuale și cu privire la alte obiective de investiții de pe raza municipiului Roman și după ce le vom vedea materializate, mă refer la aceste discuții, vom putea să venim cu un proiect clar pentru investițiile de anul viitor. Ați finalizat ultima întrebare, era un sondaj legat de ziarul primăriei. S-a finalizat? La ce concluzie s-a ajuns în urma sondajului? Astăzi, la ora 15, se va închide acest sondaj. Din câte știu eu, ieri, pe la ora prânzului, era o favorabilitate de circa 70% pentru... Deci se va face. ...redactarea acestui ziar. Mulțumesc. Bine, până la urmă, votul final îl vor avea consilierii locali. Va fi un proiect de hotărâre, îl vor avea consilierii locali, însă noi am vrut să sondăm și opinia publică vis-a-vis de acest lucru. Mai am o întrebare, dacă se poate. Este legată de aceste proiecte pe care le-ați gândit pentru 2018 și în mai. De exemplu, s-au aruncat pe site-ul primăriei cel pus privind Piața Mare. Un proiect foarte interesant, de mare amvergură, dar ce șanse are el să se realizeze în următorii ani, dacă dumneavoastră spuneți că cu această majorare de 20% de da, o să puteți să respirați? Deci, ceea ce ați văzut dumneavoastră pe site, ceea ce ați văzut dumneavoastră pe site, e doar o dezbatere publică a acestui puz. După aprobarea în Consiliul Local a acestui PUZ, va urma realizarea unui proiect tehnic de execuție, aprobarea unui studiu de fezabilitate și abia ulterior vorbim de efectuarea lucrării. Și de asemenea, nu vă ascund faptul că inclusiv pe acest subiect căutăm soluții pentru finanțare de la Compania Națională de Investiții. Deci, 2018 să ne așteptăm la un model de investiții? Din punctul meu de vedere, pentru anul 2018 trebuie să parcurgem aceste etape preliminare și premergătoare obținerii finanțării, urmând ca ulterior să ne prezentăm la Compania Națională de Investiții pentru obținerea acestei finanțări. În ceea ce privește bugetul de investiții al municipiului Roman, v-am spus că trebuie să așteptăm undeva jumătatea lunii ianuarie, atunci când vom avea deja configurate anumite idei în ceea ce privește investiții. La Consiliul de Țară ați făcut un arsene? Da. 10 secunde am fost provocat.
ca să trageți o concluzie, o linie. Cui trebuie să mulțumească romașcanii pentru majorarea de 20% în taxelor și... Eu... Știți foarte bine că dacă ar fi să o duc în latura politică, aș putea aici să încep o întreagă pledoarie. Da, eu din punctul meu de vedere pot să vă spun că propunerea făcută de guvern în acest moment pentru a finanța primăriile nu ajută în absolut niciun fel și dacă e așa cum trebuie să-i mulțumim guvernului și pentru majorările de salarii, trebuie să-i mulțumim și pentru majorările de taxe. Pentru că același guvern, dacă e să ne gândim în urmă, când au produs acciza la combustibil și așa mai departe, tot lui trebuie să-i mulțumim. Dar de ce vă asumați doar dumneavoastră decizia măririi? Că, de fapt, decizia Consiliului Local. Să mai departe. Eu ca și inițiator al acestui proiect și cred eu că, până la urmă, e un act de bărbăție pentru acela de a veni și de a explica romașcanilor de ce este necesar acest lucru. E mai ușor când sunt înjurați 20 decât când e înjurat unul singur. Eu m-am obișnuit să fiu înjurat singur.